Joi 29 martie, începând cu ora 17, consilierii locali din Megidia s-au reunit în ședința ordinară a lunii martie. Pe ordinea de zi au fost înscrise 23 de proiecte de hotărâri, din care 19 au fost admise, iar alte două au fost retrase de către inițiator. Dacă proiectul de hotărâre prin care Consiliul Local a luat act de încetare de drept a mandatului de consilier local al domnului Tutungiu Nicolae, ca urmare a demisiei și declararea ca vacant a locului de consilier local al ALDE, a fost aprobat de aleșii locali fără a exista discuții. Următorul proiect, cel de aprobare a rectificării bugetului local de venituri și cheltuieli al municipiului Megidia, pe anul 2018 a stârnit numeroase controverse. În bugetul de dezvoltare pe capitolul investiții nu a fost trecut suma pentru cofinanțarea bugetului privind trama stradală, 15 km, lucru care este foarte important în momentul în care deja s-a predat amplasamentul pentru execuția lucrărilor. Dacă nu ai cofinanțarea prinsă în buget, din punctul meu de vedere, nu este în regulă. La proiectul de hotărâre privind aprobarea contului de încheiere al exercițiului bugetar al municipiului Megidia, precum și al bugetelor instituțiilor publice finanțate integral sau parțial din bugetul local, a bugetului fondurilor externe nerambursabile, precum și a situațiilor financiare, inclusiv anexe la acestea. Pentru anul 2017 au existat consilieri care au avut unele nelămuriri. Pentru 3. Aprobarea contului de încheiere al exercițiului bugetar al municipiului Megidia, precum și al bugetelor instituțiilor publice finanțate integral sau parțial de la bugetul local, la bugetul fondului externe nerambursabile, precum și a situațiilor financiare, inclusiv anexele la acestea pentru anul 2017. Avem avizul de legalitate, expunerea de motive. Dacă pe unul dintre domnii consilieri pot să ia cuvântul pe marginea acestui lucru. Vă rog. Haideți să o luăm în ordine și le puneți pe toate și juntează să adresează cu domnii. Haideți să luăm. Oricum întrebările n-au niciun sens. Doar așa se face și cercul specific dumneavoastră. La execuția bugetară m-am abținut pentru că aveam o serie de întrebări lămuritoare pe care aș fi vrut să le pun în direcție economice în momentul ședințelor de Consiliu pe comisii, însă doamna Ivan nu răspunde la întrebări de fiecare dată când este întrebată. Am vrut de asemenea în ședința de Consiliu să se consemneze faptul că nu are angajamente de plată din anul 2017 transferate către anul 2018. Lucrurile astea să rămână în procesul verbal de ședință, pentru că este foarte important, știind că s-au făcut lucrări în ultimul trimestru pe servicii publice și știind de asemenea că aceste lucrări trebuiau facturate. Deci faptul că s-au făcut lucrări pe servicii publice și nu sunt înregistrate în contabilitate sau nu, pentru că dânsa spune că nu sunt angajamente, este important de consemnat în procesul verbal al ședinței Consiliului Local. Tot în cadrul ședinței ordinare a lunii martie, consilierii locali au aprobat actualizarea devizelor, a indicatorilor tehnico-economici și asigurarea cofinanțării de la bugetul local pentru obiectivele de investiție, reabilitarea, modernizarea și dotarea următoarelor instituții de învățământ. Colegiul Național Kemal Ataturk, grădinița Ion Creangă, grădinița numărul 8, grădinița Lucian Grigorescu și grădinița din Valea Dacilor. Proiectele sunt incluse în Programul Național de Dezvoltare Locală, sub programul Regenerarea Urbană a Municipiilor și Orașelor. Sunt niște clarificări solicitate de către Ministerul Dezvoltării, finanțatorul acestor proiecte, pentru că sumele nu au ajuns pentru tot ce am solicitat noi. Ne-a cerut în final să mai renunțăm la unele dorințe pe care le-am propus noi. Am făcut acest lucru, am corectat. Dar inițial am rămas și, cum să spun, reabilitarea acestor grădinițe se va face într-o formă super civilizată. Am renunțat oarecum la ceva dotări. Ca să ne ajungă suma, să reabilităm toate cele 9 proiecte, toate vizează numai zona aceasta de educație, să nu renunțăm la unul dintre ele, ar fi fost păcat. Mai bine câte puțin, dar la toți.
Proiectul a vizat aprobarea documentațiilor de atribuire a contractelor de delegare prin concesiune, a gestiunii serviciului de salubrizare aferente proiectului sistem de management integrat al deșeurilor în județul Constanța, nu a întrunit numărul necesar de voturi pentru a fi admis. E vorba de Asociația de Dezvoltare Intercomunitară Dobrogea, unde Primăria Municipiului este membru, iar în solicitările Asociației de Dezvoltare s-au identificat multe angajamente pentru cetățenii municipiului Megidia. Lucru corect că nu s-a aprobat, felicit consilierii, așa trebuie să funcționeze. Atunci când se pot corecta lucruri, când putem fi mai mulți să punem, să spun, presiune pe aceste instituții care doar cer Megidiei și nu să mă lase pe mine singur în lupta împotriva tuturor, iar la sfârșit să-și asume meritul întreaga, mă rog, conducerea orașului, să spun așa, să nu mai nominalizez pe cineva să se simtă jignit. Un alt proiect de hotărâre respins de aleșii locali a fost aprobarea studiului de fezabilitate, versiunea noiembrie 2017, și a indicatorilor tehnico-economici aferenți investițiilor propuse în municipiul Megidia și a alocării din bugetul local a valorii cofinanțării aferente în cadrul proiectului regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată în area de operare a SC Raja ESA Constanța în perioada 2014-2020. De la Raja pentru acest draft de proiect sau draft de deci dacă Raja vine și spune că nu este conform cu ceea ce v-a solicitat, dumneavoastră v-ați întrebat și m-ați răspuns. Eu în forma asta propun. Asta e forma pe care eu propun. V-am întrebat ceva. Da. Normal că mi-asum. Bineînțeles că mi-asum. Eu sunt inițiator și mi-asum. Sigur că da. Dumneavoastră v-ați spus răspunderea că nu ceea ce a scris întrebarea a fost alta. Da. Dumneavoastră, dacă vă asumați răspunderea și ați declarat că ceea ce este prevăzut aici corespunde cu cerințele Raja pentru derularea proiectului respectiv. Cu alte cuvinte, aveți ocheiul de la Raja pe verbal, sub forma respectivă. Verbal. Am votat pentru că nu vreau ca domnul primar să mai facă discuții că ne opunem proiectelor dumnealor, deși vă spun că acolo sunt greșeli. Din punctul meu de vedere nu pot să vii cu o actualizare a unui deviz cu data din octombrie 2017 în martie 2018. Este absolut inacceptabil, indiferent, nu se prevede niciun ghid de finanțare așa ceva. Nu au făcut numai dânsii proiecte până la momentul ăsta și așa mai departe. Nu intru în discuții, deci am votat, deși eram convinsă că am... Mă rog, numai ca să nu mai facă dânsul discuții. De asemenea, mi s-a părut absolut în neregulă faptul că, adică în neregulă, n-am înțeles explicația lor cu suma de 19 miliarde, 1.900.000 pe proiectul transfrontalier, pentru că acolo au introdus în buget pe lista de investiții numai suma de 1.900.000, deși valoarea proiectului este mult mai mare, iar pentru această sumă nu există încă sursa de finanțare, deci cererea de finanțare sau contractul de finanțare, nu știu dacă cererea a fost depusă, dar cererea de finanțare nu a fost încă aprobată, posibil să se respingă, adică nu poți să introduci în bugetul de investiții, în bugetul de dezvoltare o sumă dacă nu ești sigur că aceea există. Înseamnă că tu ai avut un venit fără susținere în spate. Asta e părerea mea. Dar, mă rog. De altfel, la punctul numărul 16, privind studiul de fezabilitate, domnul primar a spus în cadrul ședinței că din partea ce societății Raja a avut o aprobare verbală. Ce părere? Ce să mai zic? Nici n-am ce să zic în cazul ăsta. Au fost atâtea discuții pe subiectul, proiectul Planul Operațional Infrastructura Mare, unde se știe clar, cum de altfel ați văzut că știe la proiectele celelalte, numai că aici nu mai își aduce aminte, proiectele cu finanțare europeană au
documentație standard pe care trebuie să o aprobe toate consiliile locale prin care fac parte din Asociația de Dezvoltare Apă Canal. Dânsul a modificat acel draft de contract, după cum a dorit dumnealui, fără să dorească să poată face negocieri sau eventual discuții verbale, neverbale cu operatorul pentru rezolvarea acelor probleme pe alte surse de finanțare, pentru că nu pot pe fonduri europene să fac ceea ce a prins dânsul în proiectul de, respectiv de hotărâre de consiliu. Mă rog, deci se contrazice de la o zi la alta, ce m-a deranjat foarte tare și atunci în ședința de buget, că i-am atras atenția că nu o să poată să facă, să reabiliteze sau să vireze bani pentru locuințele persoanelor care au avut acel necaz și le-au ars locuințele, pentru că v-am povestit, dacă vă readuceți aminte, am adus la cunoștință, însă dânsul are deja o pornire împotriva mea, eu tot ce spun nu mai e bun, nu vrea nici măcar să asculte că poate este de folos că atâția ani de muncă, nu neapărat în primărie, înseamnă o acumulare de experiență, oricât ai fi de prost, cum spune dumnealui, mai acumulezi câte ceva, nu mai spun când mai faci și o școală, totuși am 50 de ani, vorba dumnealui, și am făcut o școală la timpul potrivit și am trecut și eu prin niște activități pe muncă cinstită, nu mi-au căzut din cer. Prin aprobarea proiectului de hotărâre privind acordul de parteneriat între UAT Megidia și CRH Ciment România S.A., se are în vedere necesitatea unei mai bune colaborări cu mediul de afaceri local în vederea derulării de proiecte și programe sociale ce se impun la nivelul comunității locale. De asemenea, s-a aprobat inventarul bunurilor de pe domeniul public ce aparțin sistemului de iluminat public aferent UAT Megidia și caietului de sarcini al serviciului de iluminat public în municipiul Megidia și a indicatorilor de performanță cuantificați. Un alt proiect de hotărâre adoptat de consilierii prezenți a fost stabilirea numărului maxim de 159 autorizații taxi pentru executarea serviciului de transport persoane în regim taxi pe raza municipiului Megidia. Proiectele privind aprobarea organigramei și statutului de funcție ale aparatului de specialitate al primarului municipiului Megidia, respectiv achiziționarea serviciului pentru auditarea situațiilor financiare aferente anului 2017 ale SECE Apollo Ecoterm SRL Megidia, au fost retrase de pe ordinea de zi.